Care sunt riscurile fumatului în perioada sarcinei? Fumatul este dăunător nu doar în sarcină. Fumatul este dăunător la orice vârstă, fie bărbat, fie femeie, daunele sunt la fel. Dar nemai vorbind atunci când se fumează în sarcină, atunci se expune riscului nu doar mama, dar și viitorul copil. Și multe femei lasă fumatul înainte de a deveni însărcinată sau pe parcursul sarcinii, cu grijă față de sănătatea viitorului copil. Dar în cazul când femeia fumează în timpul sarcinii, este un risc de avort spontan, este un risc de o naștere prematură. La fel, fumatul scade aportul de oxigen către făt și aceasta duce la un retard de dezvoltare intrauterină. Asta înseamnă că copilul respectiv se naște cu o masă mai mică. Multe studii arată că copiii care s-au născut de la mame fumătoare, consecințele se văd mai târziu, nu neapărat imediat după naștere. Atunci când merge la grădiniță sau atunci când începe școala, copilul este mai puțin atent, nu se poate concentra și atunci apar întrebări. De ce? Că parcă adaugă, parcă ne ocupăm, dar răspunsul poate fi în anume factorii nocivi care au acționat în timpul sarcinii. La fel, acești copii sunt mai predispuși către infecții respiratorii, patologii respiratorii, pentru astm, bronșe, care nu e o patologie ușoară. Nu întâmplător se recomandă vizita la medic înainte de a planifica o sarcină. Pe lângă analizele care se indică, pe lângă suplimentele sau acidul folic care tot le indicăm înainte de a planifica o sarcină, atunci femeia este informată și despre riscurile care vin sub influența factorilor nocivi. Fumat, alcool. Și atunci când femeia este informată și aude aceasta de la un medic, de la un medic specialist, cumva o face ca să fie mai responsabilă și cu cât mai devreme lasă fumatul, mai devreme de a rămâne însărcinată, este cu atât mai bine. O idee ar fi pentru femeile fumătoare să reducă din numărul de țigări consumate pe zi sau cel puțin să depună un efort mai mare în primele săptămâni de sarcină. Asta ar minimaliza, ar reduce din consecințele asupra fătului, ar reduce din riscul de a naște prematur și ulterior ar crește șansa ca acest copil să fie mai sănătos și mai puțin vulnerabil în fața multor infecții.